Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru dimineața aceasta în care ne-a ascultat rugăciunile. Îi mulțumim că va face mai mult decât ceea ce am cerut noi și mulțumim lui Dumnezeu că El va binecuvânta ceea ce noi am semănat. Ascultați-mă, degeaba semănăm noi dacă Dumnezeu nu trimite ploaia binecuvântată. Știți lucrul acesta? Este important ca Dumnezeu să-și întindă mâna Lui peste noi și vom fi binecuvântați. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea în dimineața aceasta, așa cum v-am spus, să aduc înaintea dumneavoastră un cuvânt. Un cuvânt care ar trebui să ne trezească, care ar trebui să ne dea așa un, dacă vreți, un imbold, așa în... Fac o paranteză. Eu aveam în România un profesor de desen. Mai țineți minte, am uitat de clasa de desen. Îl chema domnul Kneip. Era venit din Germania, veneau... neamurile lui, părinții lui, bunicii lui. Și ăsta nu te bătea. Ăsta te prindea de aici, de la jumătate, și te întorcea așa foarte tare. Sau mai venea și îți dădea așa câte un ghionte, așa, în laterală. Și așa de rău durea. În dimineața aceasta aș vrea ca acest cuvânt să fie pentru noi exact același lucru. Poate cineva o ia greșit. O trezire, dacă vreți. Pentru că, fraților, este foarte important să știm un lucru care vine de la Domnul. Și știți care e lucrul acesta? Încotro te îndrepți. Încotro te îndrepți. Dumnezeu are o direcție pentru fiecare dintre noi. Știți lucrul acesta? Dumnezeu are o direcție, mă duc mai departe, o direcție clară pentru fiecare. Dumnezeu mai are încă ceva pentru noi. O trimitere clară. Noi știm de unde am venit și ar trebui să știm și unde ne ducem. De asta de multe ori când răspundem noi, am mai zis o dată într-o predică, ne întreabă unii, zice, auzi, dar tu mergi în țara lui Dumnezeu? Zice, păi dacă Domnul o vrea. Păi ori le răspund și zic, băi, Domnul vrea 100%, problema e că trebuie să vrem și noi. Și apoi mai există un lucru, fraților, un scop precis pentru fiecare dintre noi. Știți lucrul acesta? Dumnezeu are un scop precis pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să vă citesc câteva versete, mai precis 17, din Iona, cartea Iona. De acolo mi-a zis Dumnezeu să vorbesc în dimineața aceasta. Vă mărturisesc că am citit și cu copiii săptămâna asta cartea Iona și copiii o știu foarte bine. Știu cum Iona a fost neascultător, cum a fost aruncat în mare, cum l-a înghițit un pește. Și noi cam asta folosim de aici. Dar știți că Dumnezeu întotdeauna, fraților, întotdeauna a rostit cuvântul Lui, care este atât de pătrunzător, în care există atâta esență. Eu tot spun lucrul acesta până o să vă plictisiți de mine. Ori asta, ori o să ne întoarcem cu toată inima la Dumnezeu și o să luăm cuvântul exact așa cum e scris. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Iona. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Vreau să fiți atenți, de două ori specificat în versetul 3 lucrul acesta. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat fiecare în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corabiei, s-a culcat și a dormit dus. Cărmaciul s-a apropiat de el și i-a zis, ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul, veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci i-au zis, spune-ne, din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta? Ce meserie ai și de unde vii? Care ți este țara și din ce popor ești? El le-a răspuns, sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscat. Oamenii aceia au avut o mare teamă și i-au zis, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia
Știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. Ei au zis, ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi. Căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Până aici citirea cuvântului. Întrebarea pe care Dumnezeu a pus-o pentru mine și pentru voi în dimineața aceasta este încotro te îndrepți. În ce direcție? Și acum, fraților, vreau să vă atrag atenția la un lucru. Orice în lumea în care noi trăim are o direcție. Norii au o direcție. Soarele are o direcție, luna are o direcție. Noi ca oameni, în dimineața aceasta ne-am trezit și unii au avut o direcție la ce au lăsat aseară. Adică un pahar sau o sticlă de băutură și s-au reîntors la direcția lor. Alții au avut direcție înspre un stadion unde să joacă un meci. Și numiți dumneavoastră ce vreți, fotbal, tenis și așa mai departe. Alții s-au dus înspre adunare, dar nu cu toată inima. Alții s-au dus să facă o lucrare. Alții s-au dus să se întâlnească cu Domnul, că l-au pierdut în săptămâna asta pe drum. Și au zis, mă duc la adunare să mă întâlnesc din nou cu Domnul. Că Domnul ar trebui să fie în interiorul nostru. Și poate continua lista și fiecare dintre noi are o direcție. Dar, fraților, cel mai important lucru este să înțelegem că Dumnezeu are o direcție clară pentru noi fiecare. Amen. Am citit că ziua Domnului, Nobadia, este aproape și ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Adică Dumnezeu va veni într-o zi și zice cuvântul lui Dumnezeu că orice ochi îl va vedea. Și zice cuvântul Domnului mai departe, și cei ce l-au străpuns îl vor vedea. Și am zis mai departe, mai are Dumnezeu ceva pentru noi. O trimitere clară. Vă aduceți aminte că a vorbit Domnul Iisus ucenicilor și a zis să mergeți unde? În Galileea, că după ce voi învia, mă voi întâlni cu voi acolo. Le-a dat o direcție clară, nu? Și a mai spus ceva. Eu am și un scop precis pentru voi. Care a fost scopul precis? Mergeți în toată lumea și faceți ucenici din orice neam și din orice seminție, zice cuvântul lui Dumnezeu. Deci am stabilit 3 lucruri foarte importante. Acum, ca să vă dau un exemplu așa cum îmi place mie, am să vă dau un exemplu din viața mea. La un moment dat noi eram în Arizona, am mai mărturisit odată aici, în Nampa, lucrul acesta și îl mai mărturisesc odată. Ne rugam Domnului și am zis, Doamne, ai pentru noi o direcție? Ai pentru noi un scop? Ai pentru noi o poruncă? Și într-o zi Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a zis, trebuie să plecați la Boise, Idaho. Și știți ce s-a întâmplat primul lucru? Primul lucru, au venit oamenii și au zis, sunteți nebuni. Unul mi-a spus în față. Îmi zice, mă, unde duci pe copiii la frig acolo, care au fost născuți aici în Arizona, o să îngheți, o să trească să pui pe ei nu știu câte haine. Și am zis, auzi, dar dacă Dumnezeu acolo m-a trimis eu acolo, trebuie să mă duc. Dar mai vreau să vă spun cât e de minunat Dumnezeul nostru și cât de adânc pătrunde El în ceea ce ne spune. Pentru că El atunci când îți dă o direcție, atunci când îți dă o poruncă și atunci când îți dă o trimitere clară, desăvârșește absolut totul pentru tine. Și eu m-am rugat într-o zi și am zis, Doamne, eu vreau să-mi spui și când e plecarea din locul ăsta. Vreau să-mi spui cu exactitate, data, ziua când plec de aici. Și într-o noapte am avut un vis, că i-am cerut Domnului și Dumnezeu mi-a vorbit. Și se făcea că noi călătoream eu și soția pe un autocar. Și erau tot felul de oameni pe autocarul ăla, fraților. Și eu stăteam și soția era cu un scaun mai în spate. Așa a fost în vis, așa vă spun.
Și în fața mea era o doamnă, o cucoană pentru cei de la București. Așa cu o mare pălărie și vorbea emancipat, se purta emancipat. Și în tot timpul călătoriei nu m-a băgat în seamă deloc, fraților. Deloc! Și la un moment dat s-a oprit autocarul. Și când s-a oprit autocarul, ne-am oprit ca să ni se pună vize pe pașapoarte. Fiecare spre locul în care mergeam. Fac o mențiune. Erau scaune în autocar. Toți stăteau pe scaune. Dar știți ce era ciudat? Că pe pereții interiore ai autocarului erau niște șelfuri, niște etajere așa de vreo 2 feet jumate, 3. Jumate de metru. Și pe ele călătoreau oameni care erau de aceeași măsură. Cât era șelful ăla, cât era etajera aia, atât erau și oamenii de mari. Și mai se întâmpla ceva cu ei. Erau zgribuliți. Știți ce înseamnă zgribuliți? Era așa, tremurau de frig. Acoperiți, tremurau acolo de frig. Și la un moment dat, eu am pus o întrebare. Și ascultați ce am întrebat eu. Și am zis, Doamne, dar cu ăștia ce? Și știți ce mi-a răspuns Dumnezeu? Acolo în autocar. O zi zice, îi vezi? Zic, îi văd. Zice, și ei călătoresc, și ei călătoresc împreună cu poporul Domnului. Dar cât îi vezi pe ei de mici, atât e de mică credința lor. Cât îi vezi pe ei de zgribuliți, atâta ei, atâta au capabilitate. Zice, ei sunt niște paraziți. Ascultați. Și-o zis așa Domnul, n-au plătit nici biletul de călătorie, n-au nici scaunul asigurat, dar călătoresc și ei. Și-am stat și m-am gândit, dacă îi pui o întrebare la un zgribulit din ăsta, că vă fac să zâmbiți acum. Încotro te îndrepți? Ce ți-ar răspunde? Încotro merge autocarul. Nu? De ce? Unde merg? Toți mă duc și eu. Cam asta e răspunsul nostru, fraților. Și acum, fraților, s-a oprit autocarul și s-a dat veste acolo că trebuie să mergem să ni se pună viză. Că ascultați-mă ce vă spun, în Împărăția lui Dumnezeu nu intri pe flori. Trebuie să ai viză, știi? Dacă pe pământ este, și acolo o să fie. Și o să fie verificat. Și m-am dus, m-am coborât și când am coborât jos din autocar, era așa, fraților, ca un labirint făcut și trebuia să aștepți în rând să ajungi până acolo. Și am ajuns, un om mi-a luat așa formularul meu, nu mai țin minte, albastru cred că era, și l-a desfăcut, mi-a pus o ștampilă pe el, l-a împachetat și mi-a dat înapoi. Și eu am venit înapoi. M-am intrat în autocar. Dar acum cineva mi-a luat locul meu și a trebuit să mă mut cu un loc mai în față. Lângă cucoana cu pălărie. Și când m-am așezat lângă ea, fraților, primul lucru care m-a întrebat a fost următorul. Ce trebuie să fac ca tu să fii al meu? Auziți. Și m-am uitat stupefiat la ea. În momentul ăla, Mihaela intra în autocar. Eu nici nu m-am uitat la ea. Și am zis, o vezi? Am zis eu. Eu pe ea o iubesc și așa ceva nu pot să fac. Și au zis, trebuie să existe ceva ce poți să-ți oferi eu mai mult decât îți poate oferi ea. Și au zis așa, spune-mi ce? Și eu execut lucrul respectiv. Și am răspuns încă o dată. O vezi? O vezi pe soția mea? Eu pe ea o iubesc și nu pot să fac așa ceva. Apoi, a venit rândul lui Mihaela să meargă să primească și ea viză. Și a trebuit să mă duc eu. În loc să meargă ea, m-am dus eu în locul ei. Și am mers cu același formular, m-am dus, am așteptat în rând și când am ajuns, aceeași persoană pune ștampila, îmi împachetează formularul, mi-l dă înapoi. Și când am dat să plec, simt că o mână mă prinde. Era o femeie și mă întoarce înapoi. Și în loc să vorbească cu mine, vorbește cu ăla și zice către el, tu nu vezi că omul ăsta nu știe când-i plecarea? Ia du-te, pune niște cerneală în ștampila aia și pune-i cum trebuie viza pe ștampila vizei pe formular să vadă despre ce e vorba. L-a speriat, s-a dus repede, o luat dintr-o călimară mare, așa o turnat acolo înăuntru, o venit, o așezat, o pus, o făcut așa în stânga și în dreapta, în față și în spate, o împacheta înapoi și mi l-a dat înapoi, la care ea mă prinde din nou de mână și zice, ai înțeles când-i plecarea? La care eu am răspuns, da, cam am o idee, dar eu nu știam. Aveam o idee la care femeia îmi deschide formularul și mă arată cu degetul și pe formular scria pe ștampilă februarie 28. Știți când am plecat noi din Arizona? Știți? Februarie 28. Că Dumnezeu are o direcție clară pentru noi,
are și o trimitere clară și mai are și o poruncă clară pentru noi. Slăvit să fie Domnul pentru lucrurile astea. Și vă dau acum câteva explicații ca să înțelegeți. Cucoana asta o reprezentat pe cei de unde am plecat. Care au venit la mine și au zis către mine, unde mergi, bă, tu acolo, mă, te mănâncă aia de vii, mă, de viu pe tine, mă. Ăia, tu nu știi unde mergi acolo, aia, vai de mine, au locul ăla, îi așa, 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 o să te mănânci ăștia de vii. Și au zis, lasă-mă, că aici îți putem oferi noi, mă, mai cânți, mai faci, mai dregi, mai știți? Și am zis, nu, că eu iubesc soția mea, eu iubesc pe Hristos. Eu vreau să rămân credincios lui și chemării și trimiterii lui și mă duc unde mă trimite. Mă vreau să mai zic ultimul lucru din ceea ce v-am spus. Există mulți paraziți care merg împreună cu noi. Unii o să se supere că am vorbit așa, dar nu mă interesează, că eu le spun așa cum sunt. Ăștia care habar nu au încotro merg. Păi dacă îi întrebi, călătorește împreună cu noi, dar nu merg niciunde. Ei merg unde merge autocarul. Și când o să trească să arate viza, să arate locul, să arate biletul, ce vreți voi, nu o să poată arăta absolut nimic. Mă întorc acum la cuvânt și vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru foarte important, pentru că am stabilit că există o direcție clară pentru fiecare, o trimitere clară pentru fiecare și un scop precis pentru fiecare. Următoarea întrebare care o am, pentru că versetul 1 și 2 este clar pentru noi. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Și ce i-a spus? Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Vreau să vă întreb, sunteți ferm convinși că a vorbit Dumnezeu? Da. Când vă vorbește Dumnezeu vouă să faceți ceva, sunteți ferm convinși că Dumnezeu vă vorbește? Dar știți că vorbirea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu rostit în dreptul vostru, nu are niciun efect dacă voi nu ascultați? Știți lucrul acesta? Pentru că următorul lucru care se pune sub semnul întrebării în dreptul meu și în dreptul dubitale, atunci când știm că trebuie să ne îndreptăm într-o direcție, este următorul. Asculți sau nu? Și zice cuvântul lui Dumnezeu că Iona s-a sculat. Am zis la prima vedere, aleluia, slăvit să fie Domnul, să duce exact unde trebuie să se ducă. Și zice că Iona s-a sculat să facă voia lui Dumnezeu și să zică, Doamne, mă duc, rezolv problema, strig, ascult, fac ce mi-ai zis tu. Așa au făcut. Și Iona s-a sculat, acum fiți atenți la cuvântul următor, să fugă la Tars. Să se îndepărteze de Dumnezeu și de voia Lui. În urma neascultării vreau să vă întreb, ce urmează? Fuga sau îndepărtarea de Dumnezeu? Și zice cuvântul lui Dumnezeu că lucrul acesta implică un lucru important. Ascultați ce scrie acolo. De ce nu s-a oprit? Și Iona s-a sculat să fugă la Tars. Continuă și spune, departe de fața Domnului. În dimineața aceasta vreau să spun un lucru. Dacă te duci la Tars, Domnul nu-i cu tine. Știi? Că Dumnezeu te-a trimis la Ninive. Și Dumnezeu a spus, du-te și strigă ce ți-am spus eu. Du-te și fă ce ți-am spus eu, că eu merg cu tine acolo unde te trimit pe tine. Dar dacă tu mergi în altă parte, eu cu tine nu merg. Și în momentul următor, tu ești departe de fața Domnului. Eu am mai explicat acum recent ce înseamnă să fim ascunși la adăpostul feței lui. Zice cuvântul lui Dumnezeu că nimeni nu a văzut fața lui Dumnezeu și Dumnezeu ne ascunde la adăpostul feței lui. Cine te poate să te atingă? Poate cineva să te atingă din fața lui Dumnezeu? Niciodată. Și spune, continuă cuvântul lui Dumnezeu și spune, s-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. Și zice că a mai făcut ceva. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. În primul rând, ai ascultat sau n-ai ascultat? El nu a ascultat. În al doilea rând, ascultă-mă, în momentul în care pleci la Tars, respingi voia lui Dumnezeu pentru tine, dar și pentru alții. Că tu ai fost chemat să faci voia lui Dumnezeu care are să influențeze într-un mod pozitiv pe alții. Și tu respingi voia lui Dumnezeu. Mai mult decât atât,
Am stabilit încă un lucru. Te îndrepți în direcția greșită. Și tu zici, ascultați-mă, tu zici că Domnul e cu tine. Eu am auzit acum recent, câteva luni în urmă, când am întrebat pe cineva care a mers în direcția greșită. Dumnezeu a spus să meargă într-un loc, a mers și a stat câteva luni acolo și apoi a plecat. Și eu am zis, măi, dar Dumnezeu ți-a zis să mergi acolo. Știți ce mi-a zis? Și dar Dumnezeu e pretutindeni, mă. Zice, Dumnezeu e peste tot. Dumnezeu, cum? Domnul e cu mine oriunde. Am zis, ascultă-mă, bagă-te într-o casă de toleranță să vezi dacă Domnul mai e cu tine. Mă bag cam departe acum, dar eu vă spun adevărul. Bagă-te unde Dumnezeu n-a... Păi să nu spune cuvântul lui Dumnezeu să nu ne așezăm pe scaunul bajocoritorilor. Noi ne ducem la filme, noi ne ducem la games și acolo le avin cu băutură, țigări, înjură, curvezi, fac de tot. Noi ne ducem, ne așezăm pe scaunele lor și spunem că, o, Domnul e cu noi. Vezi-ți de treabă. Vezi-ți de treabă. Dumnezeu te trimite specific într-un loc și are pentru tine o direcție, o trimitere și un scop precis. Și acum vreau să înțelegem cu un lucru. Nu numai că te îndrepți în direcția greșită, nu numai că ești în afara voii lui Dumnezeu, mai facem încă un lucru. Și asta îl facem noi toți. Ascultați. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Ascultați. Mai plătim și prețul. Plătim și prețul și zice, mă, sunt gata să plătesc biletul călătoriei, fac de toate, numai să nu fac voia lui Dumnezeu. Și acum vreau să spun ceva. Te va costa. Și nu te va costa numai prețul călătoriei. Pentru că vreau să spun un lucru important dimineața aceasta. Neascultarea ta te va separa de realitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a spus să meargă să plătească un preț să ajungă la Ninive? Dumnezeu nu i-a spus să meargă să se urce pe corabie? Dumnezeu i-a spus du-te la Ninive și rostește ceea ce spun eu că nu te costă nimic. Și tu vrei prin neascultare să te coste, să te duci în afara voii lui Dumnezeu, departe de fața lui. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că prin lucrul acesta se întâmplă ceva care, ascultați-mă acum, nu se mai vorbește despre lucrul ăsta prea mult, că Domnul e bun. Unde ne ducem? Ni se spune că Domnul e bun, Domnul e îndurător, Domnul e gata să facă bine tuturor. Și acum vreau să spun ceva. Domnul e bun cu cei care îl ascultă. Domnul e bun cu cei care fac voia lui. Domnul e îndurător cu cei care răspund când Dumnezeu îi trimite într-un loc. Dar Domnul, versetul 4, a făcut să sufle pe mare un vânt de praznic și a strânit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Unde era Iona? În corabie. Ascultă-mă. Prin neascultarea pe care o arăți lui Dumnezeu, noi arătăm lui Dumnezeu, vreau să înțelegem cu un lucru în dimineața asta și să înțelegem cu toții. Noi instigăm mânia lui Dumnezeu. Voi mă auziți? Noi instigăm mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să fie mânios pe noi. Dar în momentul în care noi nu ascultăm, Dumnezeu să mânie pe noi. Vă rog frumos să-mi spuneți, când a venit Samuel să-l viziteze pe Saul, și Dumnezeu l-a trimis, nu? L-a trimis pe Saul și a zis, du-te, cetatea respectivă, trece-o prin ascunzișul săbiei, să nu scape nimic, a zis Dumnezeu. Absolut nimic. Și el ce a zis? Băi, mă duc, dar fac jumătate. Iau ce-mi place mie, până la urmă pot să aduc jertfe de acolo, să iau animale, să iau ce-mi trebuie mie, că e ok, eu gândesc, eu fac ce vreau eu. Și vine Samuel. Care a fost primul cuvânt care l-a spus Samuel? Ce-i behăitul ăsta care l-aud? O să ziceți, ori fost oile. Haideți să vă spun, sunteți greșiți. Știți ce a fost? Striga neascultarea de departe către Dumnezeu. S-auzea un zgomot, că atunci când noi ascultăm, s-aude doar glasul lui Dumnezeu. Când nu ascultăm, s-aude neascultarea noastră. Și l-a zis, cum ai putut să faci lucrul ăsta? Oare iubește Dumnezeu mai mult jertfele decât ascultarea? Și acum ascultați. Ce a spus Dumnezeu? Pentru că ai făcut așa. Astăzi rupe Dumnezeu de la tine împărăția. De ce? Că ai, că ai fost neascultător. Și acum fiți atenți la un lucru foarte important.
corăbierii, versetul 5, s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corăbiei, s-a culcat și a adormit dus. Ascultați-mă! Problema cea mai mare nu este că te-ai dus tu departe de voia lui Dumnezeu. Și o să ziceți, frate, cum poți să zici așa ceva? Problema mare e că îi afectezi și pe cei din jurul tău prin neascultare și direcția greșită în care te îndrepți. Știi lucrul acesta? Păi tu care ești reprezentantul casei și tu mergi departe de voia lui Dumnezeu, ce crezi să se întâmple cu familia ta? Familia ta o să plângă. Familia ta o să aibă de suferit. Și familia ta o să trească să strige către Domnul. Și acum un lucru care nu l-ai băgat de seamă. Știți ce urmează după neascultare și plecare în direcție greșită? Știți ce urmează? Se întâmplă un lucru foarte ciudat. Caz într-un somn spiritual. Eu vreau să vă întreb, Iona, o știut că l-a trimis Dumnezeu? O știu că i-a vorbit Dumnezeu? O știut unde l-a trimis? Da. Ce trebuie să facă? Să strige doar. Nu-l vedeți pe el, nu-l vedeți pe el într-un somn spiritual, dormind liniștit și nevătămat, cum zicem noi. Îl vedeți pe el să stăcăiască, Doamne, eu de eram în locul lui pe fundul corăbii, plângeam, boceam acolo, făceam de toate, nu? Doamne, sunt afara voii tale, Doamne, nu vine să crezi ce am făcut. Ia auzi, el doarme liniștit. Pentru că în momentul în care te îndepărtezi de voia lui Dumnezeu și mergi în direcția greșită, primul lucru care îl face cel rău este să-ți înturece mintea și să cazi într-un somn spiritual. Și acum vreau să vă mai atrag atenția la un lucru. Corăbierii zice că s-au temut și au strigat fiecare la Dumnezeul lui. Și el ce-a făcut? El a dormit. El nici măcar nu striga. Mă vreau să-ți mai spun un lucru important. Totuși Dumnezeu are milă de noi. Deci cuvântul lui Dumnezeu, versetul următor. Cârmaciu, dacă vrea să s-a apropiat de el și a zis, care i-a spus primul? Dorm liniștit, mă, că doar noi ne descurcăm. Așa îi spuneți voi la soțul dumneavoastră care e în afara voiei lui Dumnezeu. Auzi, dorm liniștit că mă descurc eu cu copiii, cu casa, cu tot, cu biluri, cu tot. Dorm tu liniștit, lasă că eu mă descurc. Tu ești în afara voiei lui Dumnezeu, dar e ok. Noi ne îndreptăm înspre ce nu trebuie, dar tu dormi. Ce dormi? Și acum ascultați, un lucru ciudat. Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Ciudat, mă. Ăștia necredincioși să-ți spună ție la cine să strigi. Cei din lume să te învețe ce trebuie să faci. Că tu ai ajuns atât de departe că nici nu mai... V-am mai spus eu de multe ori. Eu eram în școală. Eram prin clasele mai mici. Așa, la 5, 6. Erau reuniuni în România. Ați mai auzit de reuniuni? Mai țineți minte de reuniuni? Erau parties, erau petrece. Și acolo să dansa... Acolo să făcea ce nu trebuie și mă mai duceam și eu din când în când. Și o vei toată unul la mine și zice, auzi, dar tu ce cauți aici? Păi zic, am venit și eu. Păi zice, bă, dar tu la podul mare acolo, că tu acolo, tu ești pocăit, mă, nu ești tu pocăit. M-am tras o lecție, m-am învățat, nici o predică care am auzit de la păstor nu a fost atât de bună, știți? M-am rezolvat așa pe loc. Zice, bă, dar tu ar trebui să strigi la Dumnezeu să ne pocăim noi, mă, și tu vii și te faci părtaș cu noi. Frumos, așa-i? Și ascultați acum. Zice că după ce s-a apropiat cârmaciul de el, i-a spus ce să facă și a zis, ascultă-mă, traducere liberă. Băi, Iona, tu nu înțelegi un lucru. E ok că tu vrei să pierzi, dar nu ne duce și pe noi la pierdere. Că prin acțiunile tale ne faci să pierim și noi. Uite acolo. Să se gândească la noi. Roagă-te la poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. El s-a gândit că piere? Nu, el dormea liniștit. Ăștia s-au gândit. Ăștia erau mai concern, mai decât el. Și ascultați acum. Zice că au tras la sorți versetul 7, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta și sorțul a căzut pe Iona. Și zice că atunci ei au spus versetul 8, spune din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Ascultați acum. Ce meserie ai și de unde vii, care ți este țara și din ce popor ești? O intrat Iona la FBI. O venit potera peste el. Și acum ascultă-mă. Următorul lucru care se va întâmpla
în urma neascultării, când tu te îndrepți în direcția greșită, este că va trebui să suferi consecințele care vor fi grele. Pentru că ascultă ce spun. Nu există, el răspunde și zice versetul 9, el a răspuns, sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscată. Am o întrebare, chiar s-o temut? Nu. Chiar era evreu în momentul de față? Care era copilul lui Dumnezeu atunci prin, în ascultarea lui când era departe de Domnul? Ascultă-mă, s-ar putea să fii numai pe certificatul de naștere copilul lui Cutărescu. Dar s-ar putea să fii foarte departe de persoana respectivă, prin neascultare. Și el, ascultați acum calificativele. Bă, voi de mine vă luați, mă. Păi eu sunt pocăit, mă, eu sunt evreu, mă. Și ascultați, și mă tem de Domnul, Dumnezeul celor care a făcut marea și uscată. Chiar să temea? Păi dacă te tem, de ce nu mai mergi, mă, să faci? Eu vă întreb pe voi, de cine s-o temut? Zic, băi, dacă merg și strig acolo și îmi dau ea cu ceva în cap, dacă ea mă bagă undeva și nu mai văd lumina zile niciodată, dacă Domnul se îndură de ei și eu rămân proroc mincinos, mă duc mai departe. Dacă și cu dacă și cu dacă. Și acum zice cuvântul Domnului că ceea ce trebuia să aibă el și n-avea, ori avut oamenii ceilalți. Versetul 10. Oamenii aceia au avut o mare teamă și i-au zis, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugeau de fața Domnului pentru că le spusese el. Un lucru dubios. Când alții de lângă tine au mai multă frică și nu sunt cum trebuie să fie, nu-s poate din poporul Domnului decât ai tu. Și acum, primul lucru, fraților, este următorul. Va trebui să suferi consecințele care vor fi foarte grele. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că acum urmează judecata. Fiți atenți. Ei au zis, ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Ascultați-mă, am să vă dau un exemplu acum ciudat. Știți că guvernul american, guvernul român, guvernul italian, guvernul și pot să dau o sumedenie? Dacă va veni la un moment dat un om care să se interpună între ei și popor, vor jertfi omul ăla ca ei să iasă cu fața curată. Știți? Cam același lucru se întâmplă aici. Deci că oamenii ăștia l-au întrebat și au zis, auzi, bă, noi nu vrem să murim împreună cu tine că n-am făcut nimic. Bă, tu care, băi, hai să-ți mai spun încă un lucru. Mă, tu care zici că ești evreu, te temi de Dumnezeu, mă, tu ești mai păcătos ca noi, mă, noi nu facem astfel de păcate, mă. Cum ai putut să fugi, mă, de fața? Cum ai putut să n-ai teamă? Cum ai putut să dormi? Cum ai putut să plătești un preț să te îndrepți înspre direcția greșită? Și zice cuvântul lui Dumnezeu că el le-a răspuns versetul 12. Luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi. Prima dată o prorocit bine acum. Prima dată când prorocește bine. O spus adevărul, da? 100%. Căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Știți de unde știu că aveau oamenii ăștia mai multă frică decât el? De Dumnezeu. Uite aici zice că oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau pentru că marea se întărăta tot mai mult împotriva lor. Versetul 13, mă duc repede. Atunci au strigat către Domnul. Care Domn? Domnul Dumnezeu al cerurilor și al pământului. Că și-o dat seama că au de-a face cu singurul Dumnezeu adevărat. Și-o zis, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia. Și acum ascultați cum de unde știu că au avut mai multă frică de Dumnezeu decât el. Și nu ne împovăra cu sânge. De ce? Păi zis, bă, dacă l-aruncăm, ăsta moare. Și sângele lui se va cere din mâna noastră. De acum vă întreb pe voi, el când s-a suit pe corabie cu ei, l-a interesat treaba asta? Câți mureau, fraților, din pricina lui? El avea sângele lui toți pe mâinile lui. Și ăștia au zis, măi, noi nu vrem nici să-l avem nici pe el măcar, sângele lui. Și zice că apoi l-au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Ascultă acum, ai vrut departe de Domnul, n-a te duce el acum departe. Nu mai ești în corabie, nu mai ești nici în apă. Ești în burta unui pește, pe fundul mării. Și acum ascultă-mă ce spun, o să zâmbești.
Cât de bine e în sucul gastric la un pește? Vă rog să-mi spuneți. Cât poate să fie de bine în sucul gastric, în stomac, la un pește foarte mare, cu tot felul de buruieni? Că știți că spune mai încolo că mi se înfășuraseră în jurul capului. S-o trestile. De unde s-o înfășurat? A fost el cu capul printre trestii, pe fundul mării? Nu. Din burtă, de la pește, fraților. Vă fac să râdeți, dar e adevărat. Și acum știți ce se întâmplă, fraților? În momentul în care ajungi acolo, trebuie să te căiești de faptele și alegerile tale. Dar am o întrebare. De ce nu te căiești dinainte? Să zici, Doamne, mă căiesc, îmi pare rău, nu vreau. Și acum am o întrebare pentru voi. Din ce cauză l-a lăsat Dumnezeu să se coacă în sucul gastric al o balenă, eu știu ce pește a fost, pentru 3 zile și 3 nopți? Vă rog să-mi spuneți, din ce cauză? Pentru că nu vei ieși de acolo până nu ți-ai învățat lecția 100%. Și nu vei ieși de acolo decât dacă Dumnezeu are milă de tine. Știi lucrul ăsta? Eu vă întreb, mai putea el să iasă prin puterile lui? Nu. Dar cine l-a băgat acolo? Dumnezeu l-a băgat? Nu, el. S-a băgat prin ascultarea lui. Și ultimul lucru care vreau să vi-l atrag atenția asupra lui, că nu vă mai citesc mai departe, spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a poruncit peștelui după 3 zile și 3 nopți, ce să facă? Să-l verse. Vă place cuvântul ăsta? Auzi, te vărs acum, pe mal. Acum fii atent. Următorul lucru care o trebuie să-l facă este să facă ce i-a spus Dumnezeu de la început, pentru că acela era planul original al lui Dumnezeu pentru viața lui. Și acum, imaginați-vă ce frumos îmbrăcat, cu o freză din asta făcută cu suc gastric, nu cu spray, ok? Să te duci până la Ninive și să strigi de bucurie, unu, că Domnul te-a scos din burta peștelui, doi, să-i mulțumești că nu te-a pierdut, 3. Să le spui la oamenii ce te-a trimis Dumnezeu să faci. Și 4. Să-i mulțumești lui Dumnezeu că tu nu te-a nimicit. Și îmi place acum că Iona se duce, n-am mai citit, dar vă spune. Iona se duce și strigă acum, nu știu, m-am tot gândit ce fel, de câte ori trebuie să se spele ca să miroase mai frumos de cum o mirosit înainte. Și acum o să mă întrebați din ce cauză și am să vă spun din ce cauză. Ascultați-mă ce vă spun. Păcatul miroase greu. Dar ascultarea de Dumnezeu prin trimiterea pe care ți-o dă în locul potrivit, cu porunca potrivită, cu autoritatea potrivită, te va face să ieși cu capul sus și biruitor și vei răspândi o mireasmă plăcută și Domnului și oamenilor, știi? Pentru că el dacă făcea de la început lucrul ăsta, Dumnezeu tot așa ar fi lucrat. Dar l-a judecat el că îl știe mai bine decât Dumnezeu. Și când s-a dus, zice cuvântul lui Dumnezeu că oamenii l-au ascultat și până și împăratul a dat poruncă și a zis poruncesc ca toți, de la mic la mare, până și animale, să nu bea, toți îmbrăcați în sac și în cenușă. Poate Dumnezeu se va îndura de noi. S-a îndurat Dumnezeu de ei? Da, 100%. Dar cine ești tu sau cine sunt eu să modific planul lui Dumnezeu? Cine sunt eu să vin și să spun, Doamne, fac cum vreau eu și mă opresc spunându-vă doar atât? Iisus a fost trimis, Iisus a ascultat, Iisus a venit să împlinească voia celui care l-a trimis. Și acum ascultă-mă ce spun. El a luat asupra lui toate păcatele noastre, o trebuit el să miroase greu ca noi să mirosim frumos. O trebuit lui să-i se smulgă părul, iertați-mă că vorbesc așa, pentru ca noi să avem păr în cap. O trebuit ca lui să-i se smulgă pielea și carnea de pe spate, ca noi să fim întregi și să ne putem prezenta în oglindă dimineața și să zicem, Doamne, m-ai făcut o făptură atât de minunată. Și o trebuit el să urce la calvar cu o cruce în spate, pentru că o știut că eu și tu vom fugi de responsabilitate. Pentru că Dumnezeu ne-a dat o poruncă de la început și noi n-am ascultat. Noi am mers în direcția greșită, noi am acționat în mod greșit, noi n-am luat porunca, noi ne-am depărtat de fața lui Dumnezeu, noi am suferit consecințele, noi am mirosit urât. Și Hristos a spus, eu vreau să vă întorc înapoi la locul din care ați plecat. Știți care e locul din care am plecat? O direcție clară de la Dumnezeu.
o trimitere clară pentru fiecare dintre mine și dumneata și un scop precis. Direcția noastră este să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, dar în același timp căutând să smulgem din păcat pe cât mai mulți putem. Știți care e trimiterea clară pentru noi? Ca noi să reprezentăm pe Hristos în toată plinătatea Lui în lumea aceasta. Zice cuvântul lui Dumnezeu că dacă oamenii nu văd în noi pe Hristos, dacă sarea și-o pierdut gustul și lumina nu mai luminează, ce folos? Va fi aruncată și călcată în picioare de toți oamenii, zice cuvântul lui Dumnezeu. Adică scopul, trimiterea. Și scopul, mă duc mai departe, trimiterea noastră. Și scopul nostru, fraților, ascultați-mă acum ce vă spun. Scopul nostru este să ne mântuim mai întâi sufletele noastre și apoi pe alții. Că noi știți ce facem? De asta pe avion te învață când zbori, zici, auzi, în caz de urgență, puneți mai întâi masca ție, că dacă leșini, nu mai poți să ajuți pe nimeni. Dacă tu ești departe de Dumnezeu, ce să mai înveți tu pe altcineva? Ne vrea pe noi Dumnezeu, fraților, să fim gata din toate punctele de vedere. În dimineața aceasta, fraților, cred că Dumnezeu ne va da har din nou. Ne vom apropia de sângele și de trupul Lui. Ne vom apropia cu credință de făgăduința pe care Hristos o lăsat-o și o zis să faceți lucrul acesta ori de câte ori. Și vă întreb, ori de câte ori ce? Vreau să vă spun. Ori de câte ori vreți să vă apropiați de mine. Ori de câte ori vreți să simțiți prezența mea. Ori de câte ori vreți să veniți în contact cu sângele și cu trupul meu, care are aceeași valoare și în ziua de astăzi. Ori de câte ori vreți să vă umpleți de putere. Ori de câte ori vreți să vă iertați unii pe alții. Ori de câte ori v-ați pierdut nădejdea, credința, autoritatea, puterea, apropiați-vă de mine și vă dau din nou. Deci fiecare să se cerceteze pe sine însuși și numai așa să întindă mâna și să ia. Pentru că cine ia, în chip nevrednic, o ia pentru o sândă. Dar acum, pe mine nu asta mă interesează atât de mult. Pe mine mă interesează că cine se apropie de Duhul, de sângele și de trupul Domnului cu toată inima, primește viață, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că El a venit să deie viața și să o deie din belșug. Eu, fraților, în dimineața aceasta vreau să mă apropii. Eu sunt păcătos, nu știu dumneavoastră. Eu sunt păcătos, eu am greșit și în dimineața aceasta înaintea Domnului. Mi-am cerut iertare și Lui, îmi cer iertare și vouă, cer iertare și celor care ascultă, de aproape sau de departe. Și vreau să vă spun că mila biruie judecată. În dimineața aceasta Hristos a avut milă față de noi. Slăvit să fie Domnul. Mi-a spus fratele Cornel că azi noapte nu s-a simțit bine. O transpirat foarte mult, o trebuie să schimbe de 2 sau de 3 ori. Dumnezeu a avut milă de el și în dimineața aceasta a ajuns în prezența lui Dumnezeu și în prezența fraților în locul în care se cheamă numele Domnului. Slăvit să fie Domnul. Să cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile acestea. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului.